Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. De data aceasta, în studio avem un oaspete deosebit, un preot care compune și cântă muzică. Este un iubitor al cântului. Este vorba de părintele Eugen Budău, căruia îi spunem bun venit. Bine v-am găsit. De aceea vă propun pentru început să-l cunoaștem pe părintele printr-un cântecel. Un cântecel compus de dumnealui și interpretat de el. Aștept să vină, aștept să vină ceasul greu. Am urmărit așadar, aștept să vii, te aștept să vii. Dar ce se află în spatele acestui cântecel, în spatele liniei melodice și în spatele versurilor? Am vrea să-l cunoaștem mai mult și mai bine pe părintele Eugen Budău, așa? Dar prezentați câteva date despre dumneavoastră. Cine sunteți, de fapt? M-am născut în Horgești, județul Bacău, în 1958, 6 decembrie. După ce am terminat școala generală din Horgești, am intrat la seminar la Iași. Seminarul mic mai întâi și apoi seminarul mare. Am terminat în 1984 și am fost numit vicar la parohia Adjuden, chiar la această biserică unde este filmat acest cântec, Te aștept să vii. Am stat acolo un an și 7 luni, după care am fost numit paroc la Bizantea, în județul Vrancea. Acolo am stat 3 ani și 9 luni, de acolo am fost transferat, împrumutat pentru o altă dieceză, dieceza de Timiș. Aproape de Timișoara am ajuns la Lovrin pe 10 decembrie, înainte de Revoluție, și acolo am lucrat pentru câteva comunități de limbă germană. Am avut mai multe sate, 7 sate. N-am stat prea mult acolo la Timișoara, pentru că am fost chemat din nou în dieceza de Iași, fost chemat la seminar, numit prefect pentru seminarul mic. Am stat 2 ani în seminarul mic ca prefect, s-a transferat seminarul mic de la Iași la Bacău, am mers împreună cu seminariștii acolo. Și adică formator și în profesor la seminar. Deci în total 5 ani ca prefect de disciplină în seminar. După care am fost numit paroc la Bacău, Sfânta Cruce Bacău, acolo am stat mai mult, 13 ani de zile, unde am avut și în construcție biserica nouă. După care Preasfințitul m-a trimis în Italia, în Val d'Aosta, pentru a ajuta acolo într-o parochie cu posibilitatea de a studia canto. Am mers și am stat 3 ani de zile, am studiat un pic de canto. Am fost rechemat în dieceza de Iași pentru a
lucra, pentru a colabora la școala de cântăreți bisericești în Roma. Deci există actualmente o școală de cântăreți bisericești în Roma și a ajuns și într-o parochie din Roma, în parochia Sfânta Tereza. Cu alte cuvinte, vă ocupați tot de muzică. Am înțeles că aveți peste 100 de cântece înregistrate, 20 de videoclipuri. Cum s-a născut pasiunea aceasta pentru muzică? Pasiunea pentru muzică s-a născut în momentul când mi-am cumpărat o chitară. Adevărul că mi-am cumpărat destul de târziu o chitară. Dorința mea era din copilărie, dar erau alte priorități și abia în primii ani de preoție mi-am cumpărat chitară. Mi-am cumpărat-o când am mers odată prin țară cu vreo câțiva colegi preoți. Am făcut un circuit prin toată țara, am ajuns pe la Baia Mare și într-un magazin am văzut acolo chitară și m-am decis, vreau să-mi cumpăr chitară, mi-am cumpărat chitară. Și pe tren am cerut acordurile pentru chitară de la un coleg de-al meu care mi le-a scris pe genunchi în tren, mi le-a dat și întorcându-mă la Bizantia, în scurt timp am învățat acordurile pentru chitară. Și de acolo pot să spun că a apărut dorința mea de a compune cântece. Mai întâi am compus pentru copii, cântece nu neapărat care se cântă în biserică. Spre exemplu, mergeam împreună cu copiii, cu tinerii la pădure, la plimbare, nu? Am compus, de exemplu, pentru copii cânticul 1, 2, 3, mari și mititei, 1, 2, 3, mergem sus la tei, la aer curat, dincolo de sat. Sau un cântec tot pentru copii, a venit o rândunea să-și facă un cuib și ea lângă casă unde stăm, spuneți dacă s-o lăsăm, s-o lăsăm, s-o lăsăm, nu? Am compus pentru tineri, tot la fel, cântece care nu se cântă în biserică. M-am gândit, spre exemplu, la cei copii care pleacă de acasă și uită de părinți, pleacă în depărtare, nu? Uită să mai scrie o scrisoare părinților, să mai dea un telefon și am compus cântecul Hai ține seama că plânge mama. Apoi, spre exemplu, mi-am închipuit o despărțire între prieteni, unul pleacă departe de tot, nu? Și celălalt îi spune goodbye, goodbye, îmi pare rău că pleci, goodbye, goodbye, aștept să te întorci. La fel, un cântec care nu se cântă în biserică, dar un cântec care vrea să prezinte o anumită relație între oameni. Văzând că aceste cântece pentru copii, pentru tineri, sunt plăcute, am făcut pasul spre muzica religioasă, știind că în domeniul cântecilor religioase erau puține compoziții pentru copii, pentru tineri. La Bizantea aveam o liturghie anume pentru copii, pentru tineri și am început să compun și cântece religioase pentru chitară, nu? Să le cânte copii, să le cânte tinerii. În sat era o tânără care compunea și ea cântece religioase pentru copii, pentru tineri. Mai întâi ea cânta acasă, cânta mamei și o întreba: mamă, cântecul ăsta merge în biserică? Mama dădea verdictul, merge sau nu merge. Grija noastră era ca să nu scandalizăm prin această muzică cu instrumente, cu chitare, nu? Și consideram că părinții noștri sunt în măsură să dea un verdict. Dacă un cântec favorizează rugăciunea, dacă un cântec te apropie sau nu de Dumnezeu, nu? Văzând că este o participare mare din partea credincioșilor la liturghia copiilor și a tinerilor, nu? Entuziasmul meu a crescut, nu? Și în felul acesta tot am compus cântece pentru copii, pentru tineri, ca să le cânte în biserică. Nu pot să uit slujbele atât de frumoase pe care le-am celebrat la Bizantea pentru copii și tineri. Și le cântau chiar ei, copiii le cântau și tineri. Chiar ei, da. Întâi învățam, nu? Și după aceea ei le cântau cu instrumente, da. Și ce reprezintă muzica pentru dumneavoastră? Pentru mine, muzica este importantă pentru că prin muzică, prin aceste cântece, poți transmite ceea ce ai în suflet. Și lucrul cel mai frumos din suflet este Dumnezeu. Atunci când prin muzică îl oferi pe Dumnezeu altora, e clar că muzica devine un instrument de apostolat, un instrument de a-i apropia pe oameni de Dumnezeu.
Imediat ne vom pregăti ca să ascultăm un alt cântecel compus de dumneavoastră, dar până atunci aș dori să ne spuneți care sunt realizările în acest domeniu. Am înțeles că ați înregistrat peste 100 de cântece. Asta înseamnă în CD-uri, DVD-uri, cam cât sau da. Cum? Mai întâi am început cu casete, da? Și după aceea am trecut la CD-uri. Am înregistrat 9 CD-uri în limba română, un CD în limba germană. Și apoi am trecut și la DVD-uri, am înregistrat 2 DVD-uri cu 20 de videoclipuri. Am văzut că unele din ele sunt înregistrate în natură. Da, am înregistrat în natură, unele în diferite biserici din dieceza noastră de Iași. Ascultăm acum chiar un cântecel înregistrat în natură, Ce fericire! Așa ușor stau în uimire, Tată Creator, în lumea toată, beată tuturor, e minunată, Tată Creator. Sub al tău soare, frate zâmbitor, viața-i splendoare, Tată Creator. Florile-n cale, cu parfumul lor, sunt ale tale, Tată Creator. Zile senine, zile și cu nor, vine de la tine, Tată Creator. Când pe natura cântă toate-n cor, știu partitura, Tată Creator. Păsări-n scoluri, păzirijor, cântă pe roluri, Tată Creator. Stelele noapte, râul trecător, slavă-ți dau toate, Tată Creator. Tu ești iubire, ești dăuieitor, ești fericire, Tată Creator. Tu ești iubire, ești dăuieitor, ești fericire, Tată Creator. Da, frumos cadru cu flori. Unde s-a făcut înregistrarea aceasta? Am văzut și o biserică în fundal. Da, filmarea s-a făcut la Nicolae Bălcescu, județul Bacău, alături de biserică. O grădină foarte frumoasă cu flori, după cum ați văzut. Cui se adresează piesele compuse de dumneavoastră? Piesele se adresează tuturor, copiilor, tinerilor și celor în vârstă. E un mesaj pentru fiecare, pentru că în cântecele mele se găsesc idei religioase, nu? Și aceste idei sunt pentru toată lumea, pentru că toți oamenii sunt chemați la mântuire. Și dorința mea era ca prin cântece să-i apropii pe toți de Dumnezeu. Practic, ăsta este mesajul care... Acesta este mesajul, da. În cântece urmăresc ca să aduc bucurie în sufletele oamenilor prin ceea ce eu cânt, nu? Eu pornesc de la unele trăiri personale, nu? Pentru a manifesta în exterior, prin cântec, ceea ce eu, de fapt, simt în sufletul meu. Și cum se naște, practic, o melodie, un cântecel? Cum ia naștere? În general, când pun mâna pe chitară sau cânt la pian sau la orgă, atunci apar, eu știu, niște melodii și imediat compun și versuri. Mi-amintesc că eram odată în Germania. Acolo, în casa parochială, era un pian. Petreceam câteva ore la pian și am reușit să compun acolo, în câteva zile,
cântece pentru un întreg album, pentru al doilea album. Practic, noi dacă intrăm într-o biserică, auzim o altfel de cântare. În biserica ortodoxă auzim cântarea aceasta bizantină, liniștită, în biserica catolică este cântarea bisericească, imnuri și în special cântarea gregoriană. Dumneavoastră, pe de altă parte, ați dezvoltat un alt stil de muzică, sigur, cu instrumente, cu chitara, dar cum se împacă în viața unui preot, spun, muzica bisericească, specifică bisericii cu stilul, știu eu, acesta lejer, alert, un stil care, să spunem, îi apropie cumva pe copii, pe tineri? Da. Eu am pornit de la faptul că în Sfânta Scriptură, în Biblie, scrie, lăudați-L pe Dumnezeu cu instrumente de suflat și coarde. Da? În Biserica Catolică se cântă cu orga, instrument de suflat, nu? Și putem cânta și cu chitara, un instrument cu coarde. Bineînțeles că în Biserica Catolică se poate cânta și fără instrumente, nu? Pentru un timp s-a cântat fără instrumente, nu? Muzica gregoriană, nu? Se poate cânta fără instrumente, nu? Am căutat să introduc această muzică cu chitara pentru că am văzut că tinerii, copiii se apropie mai ușor de Dumnezeu în forma aceasta. Nu? Și observând acest lucru, clar că a fost un interes din partea mea mai mare în privința aceasta. Dintre toate piesele care le-ați înregistrat și care le-ați cântat, aveți una care vă place într-un mod deosebit, o piesă de suflet, să spunem? O piesă, da, care se cheamă Un colț de rai. Pe această melodie am pus versuri în limba română, în limba italiană și în limba germană. Chiar anul acesta, mergând în Germania, am compus pentru melodia Un colț de rai în limba germană. Și credincioșii de acolo au ascultat acest cântec în limba germană. Eu am cântat după liturghie. Ajungând în Germania, unii credincioși știau deja că eu cânt cu chitară. Eu am mai fost acolo în acea zonă de mai multe ori și când am ajuns în prima duminică, mi-au și adus o chitară, părinte, când ne cântați. Le-am făcut surpriză, le cânt în limba germană un cântec. Am aici un DVD despre tine, se cheamă, nu? E da. Și cântecelul acesta care a spus că e de suflet, este aici în DVD-ul acesta? Nu. Nu este acest cântec. Dar despre tine, adică de ce se cheamă așa? Despre tine. E un cântec, se referă la Dumnezeu. Eu cânt despre Dumnezeu, despre tine, Doamne, cânt. Și aveți aici mai multe cântecele, sunt 10? Sunt 10 videoclipuri, da. 10 da. Videoclipuri. Da. Da. Da, este foarte interesant. De asemenea, aveți și o carte cu versuri, ce fel de versuri? Da, sunt poezii, sunt concluzii de la Sfințirea Caselor în versuri. Eu prezentam când umblam cu Sfințirea Caselor în parohie. La final prezentam o situație și o prezentam în versuri. Sau sunt urări adresate credincioșilor în versuri. Le-am adunat pe toate și sunt în această carte. La finalul liturghiei prezentați asemenea versuri, da. Un fel de concluzie, da, nu? Da, da. Din ce găseați, exact. Din dialogurile, da, care le aveți, exact. Primeau, cum primeau credincioșii? Da, erau foarte deschiși. Uneori unii mă întâmpinau cu cântecele mele, le aveau pe un CD undeva și când deschideam ușa, ei aveau cântecul acolo și intram pe muzica mea, propriu-zis. Pentru că ei preferau să asculte de multe ori cântecele mele. Ce planuri aveți în acest domeniu al muzicii sau al versului? Acum scrieți, compuneți, da, în continuare? Da, mai compun. Este deja în lucru un nou CD, da, cu 10 cântece. Am făcut înregistrările, acum urmează finisările și va apare cât de curând un nou CD. Se va chema Cerul și Pământul. Și dacă Dumnezeu mă va lumina, voi mai avea inspirații, clar că voi continua în acest domeniu. Există, știu eu, o poveste care stă în spatele unui cântec, o poveste deosebită, o istorie specială? Da, o poveste cu cântecul Eu n-am casă nicăieri. Eram la Adjudeni, vicar, și am primit înștiințarea că voi fi transferat, voi fi numit paroc la Bizantea.
când am primit înștiințarea, m-am tot frământat. Pentru mine, mi se părea că e prea devreme ca să ajung paroc. N-am dormit toată noaptea, eram îngrijorat. Cum să ajung paroc așa repede? Dar apoi mi-a venit în minte gândul că un preot trebuie să meargă dintr-un loc în altul, nu? Dintr-o parohie în alta. Și propriu-zis, preotul nu are o casă a lui, despre care se spune aceasta este casa mea, nu? Și atunci au apărut versurile acestea, eu n-am casă nicăieri. Ajungând la Bizantia, am pus și melodie pentru aceste versuri. Uneori, unii preoți, când mă întâlnesc, îmi fredonează primul vers din acest cântec. În loc să dea un salut oarecare, nu? Îmi fredonează primul vers din acest cântec. Și cum ar fi primul vers? Eu n-am casă nicăieri, dar oriunde sunt acasă. Da, interesant. Eu propun ca la finalul acestei ediții a emisiunii să ascultăm acest cântecel. Practic e primul cântecel, să înțeleg, compus de dumneavoastră. Da, da. Îl vom asculta chiar în interpretarea dumneavoastră aici în studio, pentru că ați venit cu chitara și îl vom asculta. Dar până atunci, până să ajungem noi spre finalul emisiunii, că mai avem puțin, dumneavoastră personal ascultați muzică? Ascult din când în când, nu prea am timp, aș vrea să ascult mai mult. Uneori ascult când merg în Germania, spre exemplu, îmi place să urmăresc anumite spectacole muzicale, concerte, îmi place foarte mult să urmăresc concertele realizate de André Rieu, este un muzician belgian. Și el adună artiști din lumea întreagă, nu? Și este o încântare să urmărești asemenea concerte. Bineînțeles că și muzica românească ascult cu plăcere oricând, pe Gheorghe Zamfir, Tudor Gheorghe, nu? Avem și noi lucruri foarte frumoase în România de apreciat. Da. Când eram copil, ascultam mai multă muzică, îmi plăcea să ascult muzică ușoară, eram în temă cu artiștii din vremea respectivă, Angela Similea, Cornel Constantiniu, Dan Spătaru, Margareta Păslaru și alții din vremea respectivă, când eram eu copil. Și fredonam uneori cântece de muzică ușoară pe care le auzeam la radio. E un artist special care vă place într-un mod deosebit cel mai mult și mai mult? Un artist deosebit, nu aș spune că aș avea un model pe care să-l urmăresc în muzica mea. Știu că în lumea întreagă sunt preoți care cântă, dar nu am căutat neapărat să imit sau să copii pe cineva în muzică. Și practic, dumneavoastră le-ați cântat și credincioșilor în biserică, la finalul liturghiei, da, sau cum? La finalul liturghiilor, da, am cântat cu chitara de mai multe ori. Sau în natură, când mergeam cu copiii, cu tinerii, la plimbare, luam chitara, le cântam. Dacă cineva ar dori să asculte muzică cu dumneavoastră, compusă de dumneavoastră, da, cum ar trebui să procedeze? Eu am o pagină de internet, eugenbudeu.ro, și pe acea pagină se găsesc aproape toate cântecele mele. Sau pe YouTube, dacă se accesează, scrie numele meu, nu? Eugen Budeu, pot fi văzute videoclipuri. Deci am discutat practic despre muzica compusă de dumneavoastră, dar în același timp și despre cântările din liturghie. Unele dintre ele se cântă la liturghie, mi-ați spus, la liturghiile care sunt adresate copiilor și tinerilor într-un mod deosebit. Cum vedeți rolul muzicii în liturghie? Care ar fi acest rol? Muzica e clar că dă o anumită solemnitate celebrării. Eram în Italia, după o liturghie cântată, zi de duminică, o bătrână mi-a spus: părinte, eu de 40 de ani nu am auzit o liturghie cântată. Am fost surprins să aud așa ceva. Eu am căutat să explic, spunând că o liturghie citită are aceeași valoare ca și liturghia cântată. Cineva care participa la această discuție mi-a spus: părinte, nu, o liturghie cântată este cu totul altceva. E simt că prin muzică se oferă, într-adevăr, o solemnitate deosebită acelei liturghii. Și e de preferat să cântăm liturghia, doar să o citim. Înțeleg, deci, că cea mai mare parte a cântărilor noastre se adresează tinerilor și copiilor. Pe de altă parte, privim la tinerii de astăzi și de multe ori vedem cu
căștile în urechi și îmi imaginez că nu neapărat este muzică religioasă acolo, ci știu eu, ascultă altfel de muzică. Dumneavoastră, cum credeți că ar putea fi atrași mai mult tinerii spre frumusețile cerului, spre cele de sus? Eu cred că trebuie să-i convingem pe tineri că Dumnezeu este izvorul frumuseții. Da? Dumnezeu iubește armonia, ceea ce este plăcut, frumos. Nu? Și atunci când tinerii vor fi convinși de acest lucru, cu siguranță vor veni cu mai multă bucurie la biserică. Și prin muzică putem arăta că Dumnezeu este izvor de frumusețe, izvor de bucurie. Suntem la finalul acestei emisiuni și lăsăm pe telespectatorii cu acel cântecel, primul cântec compus de dumneavoastră, Eu n-am casă nicăieri, nu înainte de a vă mulțumi pentru participarea în această ediție în care ne-ați vorbit de iată despre muzică, despre folosul muzicii, despre acea muzică care liniștește și care îndreaptă gândul spre alte frumuseți care sunt dincolo de noi, spre cerul lui Dumnezeu. Lăsându-vă în compania muzicii, dragi telespectatori, nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas cu noi o jumătate de oră în această ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Vă dau întâlnire peste două săptămâni la aceeași oră. Până atunci, să aveți zile frumoase, binecuvântate de Dumnezeu, multă pace și multă muzică liniștitoare în suflet. Eu n-am casă nicăieri, dar oriunde sunt acasă, și chiar dacă